găsit, dragii noștri, iubitori ai sportului, urmăritori ai canalului de YouTube și abonaților. În special le aducem mulțumiri pentru pachetul Gold, pachetul la care v-ați abonat deja, iar dacă nu ați făcut-o, o puteți face, pentru a urmări toate galele din Universul RXF, respectiv cele oficiale, la doar 24 de ore de la difuzarea marilor evenimente galelor oficiale. Să nu uitați că pe rxf.ro vă puteți achiziționa pay-per-view sau puteți fi redirecționați către Entertix sau Iabile dacă vreți să veniți fizic pe 24 septembrie. Pentru început, aminte, sponsorul principal Las Vegas și îl prezint așa cum se cuvine pe inconfundabilul meu coleg Ionuț Atodiresi. Bun găsit tuturor, dragilor! Mulțumesc pentru frumoasa prezentare. Colega mea, Lavinia Mihaela Târzianu, avem un meci dintre doi grei, să spunem, sau un greu și un mai puțin mai greu. În gala RXF 47, îl voi anunța eu pe primul, pentru că văd că este nerăbdător. Am mai fost invitat... Ne-a adus niște sărățele bune pe cel pe care am mai fost invitat în platoul emisiunii Fight Club și ne-a plouat în gură cum și acum a venit omul... Eu am crezut că e vreo valiză, de-aia știți cum trimite nemării miliardar. Brâză, pam, pam. Eu n-am pus că arde instalația, mă rog. Ne-a adus dar și de mâncare, niște deja... sărățele. Doamnelor și domnilor, în colțul roșu sau albastru, nu știm, încă un nu greu, știm. A luptat în gala RXF 46, Marian Piciu, bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine bună v-am găsit! Seara, să-ți țină Dumnezeu obiceiul cu ce ai adus acolo în spate. Ai zis, doamne, dacă vrei la București, la ăștia să le duci scrisator, să mă povestească până la gală. Atâta, păi nu, la ce ai adus el pentru ele doar o gustare. Nu, v-am adus pentru voi de data asta. Nu, dar veni nenică cu pușcă. Eu am crezut că e vreo manifestare. Băi, s-o aniversa cineva aici. Nu mi-am permis să trebuie. Lasă că sunteți și voi mulți, sunteți și voi mulți. Bine, da, e un pe gabarit dacă te mai luați la pache, nu e problemă. Și pe al său adversar îi place, Caterinca, n-ai să vezi. S-a ținut de cuvânt cu lupta pe care a susținut-o într-o gală în RXF și bătea în lung și în laș și spunea că mai vrea meci. Uite că s-a și înfăptuit. De data asta luptă cu greu sau cu marele. Marian Piciu este adversar în gara 47. Dacă vreți să-i vedeți, trebuie să veniți la sala polivalentă. Și este nimeni altul decât Alex Preda! Salut! Bună seara! Când am intrat prima oară aici, am mișcă alimentară. Am văzut apară brânză, aici văd parizeri mici și doamna vânzătoare. Așa am văzut când am intrat aici. Adică zici? Te-ai făcut mici? Deci așa am văzut, să știu dacă am înțeles. Am mișcă alimentară sau am venit la emisiune sau la alimentară. Da, la parizeri țărănesc, nu e de la șapele. Am văzut micul ăla mai mare dintre mici. Eu ți-am mai zis că 2 cm contează. Nu știu, asta trebuie să întrebăm pe... S-a activat cu glumele alea. A venit micul mai mare. Pe tine. Nu, le-a domnul, cu rigla, cu măsuratul, cu nu le-am... Auzi, după, nu putem să ne dăm după ce l-a luat Tatiana, l-a împins vagoane la conferințe, care sunt toată sala de el, și a făcut și el două glume cât a stat pe margine înainte să intre în emisiune și ce, să iau la mișto pe ăștia. Așa ai văzut acolo? Tu n-ai văzut de public. Dar nu trebuie să certe cu mine, să certa cu Tatiana. Doar trebuia să aud, știu, și tu ești foarte mare, erai pe scenă. Am ceva acolo, e mai sus. Nu contează, dar ai 2 cm în plus. Păi contează 2 cm. Contează. Așa e, spune-ne ca să știm și noi, contează sau nu contează 2 cm. Ce să mai... Eu dau la gramaj. Acum? Că bă, șale, tu am dat-o spre... Eu ți-am zis că e doamna vânzătoare. La gramaj, dă bine, dar să ne ferim. Cum vezi tu lupta ta cu Marian Piciu? Teatru. Teatru. Deci crezi că o să fie mai slab după decât... ce intru cu un campion mondial, să intru cu un cioban la țară, da, să fii de cioban. Da, mă, Marian. Nu e ceva păi, normal. Ai intrat cu campion mondial, pe că s-a terminat o repriză. El a fugit toată repriza. Eu am câștigat repriza. Eu am câștigat toată repriza. Ia foaia și punctează ce puncte am făcut. Nu pot să iau foaia, frățiorul meu, cam 6 clase. Nu știu să scriu. La noi, la țară, nu prea să scrie. Să taie un, să tunde oaie. Nu să scrie. Noi nu le avem cu pixul, mami. Auzi, ales da ciobanii la noi în RXF, că tot e... Să știi că au câștigat. Păi nu vorbim de ciobanii aia becali, de ăștia ciobani care câștigă. O să ciobani de la săracul care decât plimbă oile. Nu, vorbim de Ionuț Murar, vorbim de Iancu, vorbim de Mihai Vlad, de ciobanii care au luptat la noi. El nu știe de lovitură de cioban. O să vadă ciobani? Pe 24 septembrie. Lovitura câte ciobanului. Kilograme ai, Marian, tu? Acum am 135. Și tu, Alex? 85. Dar el nu mai... Eu cred că tu ai o afinitate să te lupți cu oameni peste 100. Păi da, el e învățat să fugă. El nu stă la bătaie. El e un metis. Da, și fugi, dai și fugi, te retragi. Și voi, adică trebuie să ai curaj să sunt te bați greu. El e o combinație între vulpe și șobolan de pământ. Metiș.
Deci nu stă la bătaie să cu Sandu Lungu, el n-a stat la bătaie, el a fugit. A fugit, l-a obosit pe omul ăla. Cu mine nu va fi așa. Eu am pus mâna pe el și nu i-am mai dat drumul. Dar el de aprecia și maestru că s-a ținut de cuvânt. Da, normal. I-a zis, bă, în primul minut, omul... N-a știut omul că fuge cu cuveaua asta. Să vă dați seama, dacă știa că fuge, să antrena cel mai mult. L-a subestimat și uitați ce s-a întâmplat. Cum a fugit și s-a spart față? S-a spart în plasă, mami, că am văzut cu toți. Nu știu unde ai văzut tu. E dat cu pumnul. Cum vreți să vă spun cum antrenez eu pentru... Eu mă antrenez cu... Am un băiat de 2 ani jumate, mă antrenez cu el. Loviturile lui Fibri cum dă ăsta, mic. Mulțumesc și la fel. Și să vă trăiesc cu mine. Cum să-i spargi tu fața lui Sandu Lungu cu pumnișorii aia? Păi, cam așa s-a întâmplat, dar nu știu la ce mi-ești evitat tu. Eu l-am văzut că a venit cu capul în gard. Și eu am văzut că tu nu l-ai bătut. Ai rezistat o repriză. Tu n-ai rezistat în gard, tot meciul. De la piciorul că l-am dat eu pe piciorul lui. Pe asta piciorul n-am văzut că, spun sincer, n-aveam ochelari la timpul ăla la mine. Eu i-aveam lăsat semn. Măi, mie mi se pare, Mariana, cum amuzant, simpatic, dar chiar avem de vorbit cu băieții. Numai că eu mi-l aduc aminte când a fost în online atunci, în Skype, că omul n-a putut veni în București și l-i ironiza foarte, foarte tare Dan Blond înainte de meci pe tine atunci. Da, eram răcită jos în timpul. Când vedea pe Marian Piciu în platou fizic la Fight Club, pentru că nu am fost eu atunci. Uite că l-am văzut și în carne și oase. Uite-mă, mami, în carne și oase eu sunt. Acum... Uitați-vă că aveți la cine frate. Gâfâie scaun. Cum s-a ajuns la acest meci? De la ce v-ați luat? Ladies first. De la cine a luat? Ladies first. Auzi? Mie îmi plac purcei ăștia de goine. Păi dacă eu sunt purcei de goine, aduce ești marele alb? Care mănâncă până mai poate. Păi tu ce? Cum a început-o? Zoi că spar plac purcei. V-ați chinat pe TikTok. Trebuia să vă luptați 2 versus 2. Trebuia ați făcut păi da, dar dacă Dan Blond e foame prea rău și vrea prea mult, nu se poate. Nu poți să-i dai lui un țăran care rezistă 3 secunde la Dana Blonda, nu Dan Blondă, Dana Blond. Luna care există 4-5-3 de secunde în platou, nu poți să-i dai atâția bani. N-ai cum. A, deci meciul de asta nu s-a da, nu s-a ținut, că nu s-a înțeles Dan Blond. S-a avut prea mult. Dana Blond, a avut prea mult. Și normal că nu-i dă nimic. De unde ai tu detaliile astea? De la el. De la Dana da, Blond. Era frumos și 2-2, dar a fost 1-1. Deci și mie mi-a spus și Dan Blond, pe Tito Palea, s-a supărat pe mine, că de ce am acceptat eu meciul, că trebuia să-l bată și el. Manevră, ce că i-am făcut o manevră, ce mai făcut? Ce bani mă să-ți fac eu, dacă m-a contactat oamenii ăștia pe mine și pe tine nu te-a contactat, sau te-a contactat și nu te-ai înțeles cu ei, ce să facem? Dacă eu m-am înțeles dar cu oamenii... Dar nu cred că e vorba de manevră cu un Eriksen. Nu, mai ce manevră? Nu, el a zis că de ce mă bat eu fără el. Păi ce, te-a luat la pachet dacă, de exemplu, trebuia să mă bat cu fratele meu, cu eu cu fratele meu și încă doi. Și zicea Eriksen, păi fratele nu mai bă, te bați unul la unul. A consemnat că l-am trădat eu? Cum? Decizia staffului. Păi ce pot să fac? Să-l iau cu mine spinare? Prima repriză sau 3 reprize? Nu, nu, mai mult de un minut nu durează meciul. Atât rezist? Eu nici nu mă antrenez mai mult de un minut, vă spun sincer. Eu un minut. Un minut, doamna cu camerele, hap, am intrat, l-am bătut și am plecat. Așa ai spus și la Dan Blondu. Și cât a durat la Dan Blondu? A durat aproape o repriză în care ai mâncat bătaie. Așa. Și la urmă ai sărit pe el ca în piscină. Am înțeles, da. Dar de unde am venit eu? Eu am venit după patul de spital, cu perfuzii în mână, eram răcit cobză. Păi alții nu poate să stea în picioare, dar să vină la bătaie, răcit cobză din spital. Da, asta, am câștigat? E ca la meciuri. 0-0, minutul 96, gol, am câștigat. Așa o să câștig și pe 24 septembrie. Pe 24 septembrie o să fiu câștigător. Păi dacă o luăm așa, eu m-am bătut cu fractură la picior. Cu? Cu fractură la picior, cu Sandu Lungu. Dacă începem să ne văităm acum și eu eram un pic larg când a început meciul. M-am dilatat în timpul meciului de la emoții. Venit după perfuzii. N-ai venit după perfuzii. Te-a bătut la jumătate de oră și a pierdut gazul, l-a împins și ai căzut peste el. Te-a aruncat peste el ca de exemplu, dacă, de exemplu, când nu-mi bate acum, pe 24 septembrie. Așa trebuia să zici și la meciul meu. Nu e de vină ăsta că s-a dat stânga-dreapta și a dat 2-3 puncte. Ce treabă, măi, mițule, cu meciul? Eu vorbesc de meciul meu. Ai vorbit de meci că n-am bătut eu. L-am bătut eu. L-am scos în circulație. Nu, tu ai făcut un pariu. L-am retras MMA. Eu sunt singur care l-a retras MMA. Era retras de mult. L-am retras acum de tot. Era retras de mult. Băiatul, nu mai. Acum a fost retras de tot de MMA. Ce mai vorbim? Nu vreau să vorbesc de legende, de omul ăla. Hai să spun ceva. E legenda, asta e. Și Hagi am câștigat, ai rezistat și tu o repriză. Asta e. Acum vedem ce o fi între noi. Lasă ce a fost. Păi nu mai zice, nu mai păi nu zice tu, a fost la perfuzie, a fost la... Atât am putut ce asta e, să iau și eu și să dau la sfârșit. M-am simțit un pic mai dilatat. Așa trebuia să zici. Mami. Păi cum trebuia să zici? Spune-mi tu atunci, spune-mi vorbim exact în gură, mami. Exact trebuia să spui. A dat și el și l-a spus și eu. Și l-a spus și dacă-s peste el. Chiar fi antenă. Am câștigat? Dacă mă împiedic și cad peste tine și nu pot să mai respir. Ce zici, bă, a căzut piciul peste mine și a câștigat, nu mi-a dat niciun punct. Dacă vrei, începe meciul și de la sol, mă întinde pe spate, pui peste mine să vezi că ai pierdut meciul. Deci, văd, fii atent ce vrei.
văd că tu cauți altceva. Cum adică să vin peste tine? Deci nu mai m-am lăsat de că m-am liberat de treburile astea. Te rog, termină. Păi atunci ce vrei? Să ne băgăm în paravan, am în două mami. Se numește menea de la tine. Să nu am să vin peste tine. Până auzi că te uși peste te gândi la voi. La tine așa se numește menea. Adică tu vrei să te pui tacta un pic, dacă tu ăsta mic nu știi ce e MMA, am zis că plecăm de la Sol, am zis, nu? Ăsta mic care? Am zis că plecăm de la Sol. Păi ce voi sunteți mici, am o doi și duci acolo, mami. Tu ești singur aici de 1,95 m. Tu ești singur de 1,95 m. Nu mă deranjează. Da, mă, dar vorbeam de altceva. Nu sunt complexat de înălțimea mea comparativ cu tine, eu văd că ești. De ce? Pentru că te iei de înălțimea am cuiva. Am și o lăsă, mă, să mă măcim și cu el. Nu te mai va care. Asta și ce înseamnă că ai o frustrare în care s-a făcut foarte mult bullying pe tine când ai fost probabil copil tânăr, când înălțimea ta, că ai fost mai mic. Și te iei acum de alții la rândul tău. Dar pe tine cine s-a jurat când erai mic? Din punctul meu de vedere, eu așa o văd, psihologic vorbind, și vorbind cât se poate de serios, da. Eu te văd bă, că ai avut foarte mult bullying pe seama asta, ești foarte complexat de înălțimea pe care o ai, de te iei de înălțimea pe mine, nu mă afectează chestia asta, sunt mic ăsta, sunt mulțumit, nu sunt complexat. Am avut așa, m-a refuzat una când eram mic, ai zis că-ți prea mic de înălțime și ai zis că nu mai ești. Și probabil te-a refuzat mai multe, spun eu. Cred că asta e problema, părerea ta. Lasă-l și bai, lasă-mi și mie, că l-accidentezi și vine iar că a avut fractură de spate, a avut fractură de altea. Deci, el vrei să plecăm de la... Cum ai zic? Că nu te înțeleg. Cum adică de la Sol? Vrei să stai mama iedului? Întreabă pe doamna că știi. Mama iedului? Păi ca să nu zic... Capără. Mama iedului. Mama, nu mai ești în secunde, ești în săptămâni. Deci vrei să vă auzi... E fanii rău, Maria. Nu, pe bune, dar vă spun sincer. Cum adică să plecăm de la Sol? Cum vrei să plecă de la mama iedului? Păi pe bune, mi-aduce aminte de... Ai zis că cazi peste și nu se mai ridică. Peste cine să cazi? Peste ring, peste gard, peste ce să cazi? Dar cum adică să plecăm de la Sol, mami? Peste ce să cazi? Peste ring, peste gard, cum să cazi peste? Păi dacă mă împiedici și am căzut peste tine, păi părerea ta aici, aici e ring, nu poți să te împiedici. Ce vrei, mai te baluneci? Nu e ring, e o ring e jos. Lasă-mi, că mi-e sperit și nu mai vine la luptă. E un ring, dar e gard. Se numește cușcă, nu? Cușca e aia de câini, unde are și acoperiș. E o cușcă. E un ring. Da, frumos mi-a plăcut ringul dacă mai faci de-astea. Ringul are niște corzi, e diferit ca... Corzi sunt peste tot, găsești peste tot corzi. Mai ales aici, în zona asta, găsești la corzi. E plin de corzi pe aici. Lasă-mi în mie. Zi, plecăm de la Sol sau de sus, ca să știu cum mă pregătesc? Plecăm după te întreb, mai te întreb dacă vei de la Sol. După te întreb și mechelește. Îți place cu bine sau nu, ca să știu. Plecăm după poartă să fii... Zi ca să, ca să știi cum face, mami. Sper să plecăm. Tu ai zis. Sper să mai simți ceva după ce ai de ring. Sper să mai simți ceva după ce ai de ring. Păi îl întreb ca să știu, că dacă nu mi le dau jos, dă-le rău, mi le pun înapoi după aia. Zi! Tot de alea de periuță, de ce te-ai pus de la pușcărie? Nu, mami, de la periuță. Vorba la un de Jack și le-ai Daniel. Le-ai făcut, cu bricheta pe jos și te-ai pus de la periuță. Nu, mami, nu am evoluat, da, sunt al level. Da, faci infecții. Mami, sunt al level. De la pușcărie, mai de alea sunt. Ce zi? Păi că nu faci infecții, să mă rog, mai de mătrânit. Ce zi? Se interesează. Nu știu cum să zic, dar într-adevăr, curios și mor repede, dar mor informat. Oră copii, dar la grupă bune, mă fac să vă amalăm pe transpiră. Cum adică să faci infecție? Nu faci, că folosim Alexandru, balonul. Ce răci de ei, bă, dacă au lucrat în șantier, de unde să știm? De unde să știți, bă, și tu și bă? Ce să știu, mă, de infecție? Ce trebuie să știm? Infecții de la alea, mă. Care sunt? Asta e care domn doctor, de la Brancardiera a ajuns doctor, am înțeles. Alexandru, hai să râd, care crezi că sunt avantajele tale în cușcă? Pe ce te bazezi? Că te iei de toată lumea. Ăla-i gras, ăla-i mic, ăla-i nu știu cum. Avantajele tale care sunt? Spune-ne și vocea și talentul meu. Vocea? Păi nu ești la Vocea României. Asta cred eu, vocea și talentul meu. Păi vocea, normal, care poate să creadă ce vrea. Vocea, are dreptate, că de când vocea și atât. Vocea. Cu vocea, să ceată cu toată lumea ca să știi ce zic, adică vocea. Ca să vă bat pe toți. Mă cer pe toți ca să vă bat. E greu, mă, amicu. Da, mă, toți ai zis că e greu. Păi, vedem, mițule. Toți ai zis că e greu la mine. Dar sunt sigur că lui acum nu mai e frică că îl bat, nu mai e frică de bătaie, e frică că îl infectează. Când s-a luat Tatiana de el și a râs toată sala de el... N-a mai fost vocea. Unde ai mai zis asta o dată? Mai să stau de terapeut ca papagaj. Păi nu, eu păi terapeut ca papagaj, mai spune ca să vezi ce a făcut el. Lui nu mai e frică de bătaie călbat. E frică că îl infectez. El de aia să e un pic timorat așa.
Cu ce să-l infectezi? Păi, nu a zis el, ți-ai băgat alea de mă infectezi? El, nu știu, cu ce te infectezi, băi, drace împilițat? Spune-mi, doamnă, băiat. Nu, cu tine vorbesc, cu dumneavoastră. Ce am început? Tu ai început să ne povestești că te infectează de la pușcărie de perioadă, te infectezi la pulă. Practic. Am asta înțeleg. Era problema. Nu că te infectezi în cur, te infectezi pe cariș. Când îți bagi de alea pe pulă, când îți bagi de alea pe pulă de la periuță, făcute la pușcărie, că ăștia la pușcărie n-au ce să facă altceva. Și își bagă de alea pe pulă, bile se numesc, de la periuță, că n-au de unde alte bile, de la, că e greu să bagi ustii acolo, mai ales ciobanul să bagi. Asta bagă brânză în pușcărie, nu bagă bile. Știi? Nu bagă stică de gec. Și la periuță o face așa și ți le bagi pe ăla. Vrei să-ți arăt? Ești în urmă, mami. Mamițule, când s-o termina emisiunea, să moară copiii, da, oricând s-o arăta, dacă nu ține s-o curtă. Vezi frumusețe rare. Mai, eu fac un pic să vorbesc și eu. Eu am făcut practică la penitenciar 2 ani. Mergeam acolo într-o... Mordă frumusețe, dacă vezi. Dar nu știam, Alex, vorbesc serios că nu știam de astea. Păi, bine, i-ai văzut cum... Stăteam și într-o clasă în care fiecare își povestea incidentul, că mergeam în practică pedagogică. Da, și mică e mic, să-mi pun cochilie, cum se numește aia, spui cu cochilie, nu? Da. Să-mi pun vreo 3 cochilii de aia, că dacă mă lovesc prea tare cu el și l-am lovit cu bine în cap, i-am spart capul. Așa zic și să-mi duc. La fel ca tine, să-și pună cochilie, să-și pună daia, să-și pună daia, și să rău că avea și varicoceli și ernie și... Nu știu, mă, nu pot să vorbesc. Omul ăla pentru mine e o legendă. Ai rezistat, o repriză, cum ai rezistat. Păi după prima repriză cu mine ajung la spital. A stat la spital până dimineață. Tu normal că ai rezistat o repriză cu el, că ai fugit? Eu am ieșit de la spital, eu am ieșit după de ring și m-am dus la șpriț. Păi normal că tu ai fugit. El după prima repriză a ajuns la spital cu mine. S-a lovit în gard. Ce să mai, mă, nu știu cum te lovești un gardul ăsta. Să spargi fața în gard, nu știu cum. Până la urmă, păi ce a făcut și a luat având în spate, a venit ca taul, eram puși că trebuia să ne batem, nu să intre cu capul. Alexandru, te-ai luptat cu o legendă, într-adevăr. Și l-am bătut. Eroi. Nu oricum vorbeai și acolo, oricum comentai și acolo. Nu vorbim de bătaie, pentru că dacă mai era încă o repriză, două... Dacă nu s-a mai bătut, încă o repriză, două, el nu s-a mai bătut. Pe prima repriză, el a plecat în ring. Ați fost, te-ai uitat aici, era aici, l-ai văzut. El după prima repriză, el a plecat de aici. Eu aș vrea să te văd la meciul cu Piciu și la alte meciuri și vreau să văd evoluția ta. Păi nu vorbi de meciul ăla, că meciul ăla tu comentai Iurea de meciul ăla. În pumnii lui Preda nu-l afectează pe Sandu, ci lui curgea și roaie. Nu, adevărul că el avea dreptate pindul, că tu când s-a terminat prima repriză, tu erai deja aici. Mai și Lorelai a comentat cel mai tu ai comentat cel mai prost acolo la meciul ăla. Eu am comentat de cel mai prost. Și la mine a comentat oamenii, comentează ce meci ăla, vrei să comentezi altceva? Alexandru Predea, în momentul când vei cu atitudine în studioul emisiunii și... Păi eram peste el, mă, Nadam, eu am intrat în ring peste el. Și te-ai de toată lumea. Păi trebuia să mă iau. Și vei cu atitudinea respectivă. Pe munca mea trebuie să mă iau. Care-i munca, mă, că tu ai fugit-o meciul? Pe munca mea trebuia să mă iau. Pe munca ta de brancardier. Am ieșit din 3 clinciuri cu Sandu, n-a ieșit nimeni din 3 clinciuri cu Sandu. Eu am ieșit din 3. Care muncă? Ai înțeles? Care muncă? Munca aia, că nu poate să te pune el jos, aia se numește muncă. Omul a muncit o viață în sport. Așa, și omul a muncit o viață și la 3 săptămâni am făcut peste el. În 3 săptămâni am făcut mai mult ca el. Ai muncit o muncă 3 săptămâni? Păi în 3 săptămâni am făcut mai mult ca el. Da, ieși un pic, dar pe cea care a rezistat o repriză. Dar el a rezistat fugind, el a fugit. Uite, te întreb ceva, dacă tu nu fugeai, mai rezistai cu Sandu lungă o repriză, te întreb și o prietenești. Am stat și i-am dat pumn. Eu am văzut. L-am dat jos și i-am dat pumn. Înseamnă că am purtat ochelarii și l-am zbâncat ăsta. Băi, ne-am uitat la alt meci. Ce? Eu spun sincer, s-ar putea, eu am văzut meciul la radio. Tu că tu l-ai văzut. Eu am văzut meciul la radio, de-aia cred că n-am văzut bine. Uite, o să vă pun azi filmare la amândoi și vă tăguiesc pe amândoi acolo. O să vedeți când eu am dat picior și a căzut cu fața lasă mea. Lasă picior, pum, hai să vorbim de meciul nostru și cu asta. Păi, ce s-a lovit, mă, că voi n-ați văzut. Mai pun o dată și vă tăguiesc și vă comentez. Dar dacă mă încolo, fii atent până la meci, cât e? 24 și mai stai acum, când câți suntem azi? Mai e o lună și 20, da? E o lună, da, o să pun zi de zi pentru amândoi să vedeți meciul ăla. Zi de zi vă tăguiesc. N-ai nimic, că scriu acolo. Eu sunt plecat de munte la însemnal. Așa, da, hei, da, vlog, frate. Scriu acolo, poți să-mi dai și curte, că n-am trebuit vlog. O să dau stac zi de zi, da, ca să vezi până am... O să zică toată lumea, băi, chiar, te înjur acolo, că o să pun acum, dai seama, că am început să uite pe Facebook meu câte 500-600 de mii de oameni. Ai înțeles? Auzi, mai tai să pun, să-ți explice lumea, dacă a căzut în gard sau s-a lovit de la mine. Hai să nu mai trăim din amintiri, gata. Păi tocmai au deschis un subiect aiure. Ai n-au văzut. Noroi, ai mucilor. Noi l-am deschis. Tu l-ai deschis aiure, mai ales tu. Ai deschis aiure, că tu ai comentat prost meciul. Păi nu, noi am întrebat cu cine ai... Tu ai comentat prost meciul, tu n-aveai ce să cauți la meciul ăla. Cum? Nici tu. Băi, nici tu n-aveai ce să cauți la meciul ăla. Tu n-aveai ce să cauți comentator. Dar ce l-a băgat pe Stanseau, mă, să bată cu Sandu Lungu? De-aia l-ați ridicat în slăbe așa. La ce l-ați băgat? Nu știu. Când băgați pe unii în NXT, vă spuneți frate, bă,
Bă, intri aici, faci spectacol, te bați, nu fugi. Nu ești mie raton cu șobolan de silos, metiș. Ai intrat în ringul, ai bătut. Stai să fuzi. Băi, du-te totuși la atletism. Câte meciuri de MMA ai tu, mă? Du-te la atletism. Tu ești singurul din aia care ai luat bătaie tot meciul și ai la teară capul. Ți-am spus sincer. De ce fugi? Eu am stat la bătaie. Am casa bună, mamă. La ce bătaie ai stat? Păi eu am mai putut să fug. Păi de doi pumni ai căzut singur în cap. Cum am căzut, mă? După doi pumni am... E filmare pe net. După doi pumni ai căzut singur. Eram răcită jos, mă. Hai, mă, ce dracu. Eram infectată. Era la coaie, erai răcită. Hai că vedem pe 24 acum să vedem care cum cade Mițu. Ce dracu, voi de răciți acum. O luăm că eram răcit. Păi te răcim jos, măi, Mițu, de ce dracu. Păi, ai stat cu coi. Eu bari m-am bătut, tu ai fugit. Ai fugit la obosit. Păi, da, ia stai. Dar cum s-a terminat meciul cu tine și cu el? Cum s-a terminat meciul? Să te spun încă, dacă mai durat 5 secunde, zi. Pierdeai. Tu ai bătut. Te ținea de un minut așa și mai publica pe zădea. Tu ai bătut, da? Da. Cum ai ieșit din meci? Cum ai câștigat? Am câștigat, ce mă interesează? Cum ai ieșit blondul de meci? Cum ai ieșit blondul de meci? Fresh, da? Știu eu cum ai ieșit. Eu cum am ieșit din meci? Ce treabă are, mă, cu mine? Păi, uitați-vă, mă, cine uitați-vă, mă, cum a ieșit, păi, ce-a câștigat, păi, cum a ieșit Sandu și cum a ieșit? Fii atent, hai să facem o regulă cum nouă. Cum a ieșit Sandu, care este mai bătut, câștigă, nu contează că nu. Ai câștigat, nu mai avut, ce să-i faci eu dacă n-am avugat și bag 1000 de steroi și de-alea de, să-i bubie ficatul meu? Sunt eu de vină că mănânc șuncă cu brânză și el bagă steroizi? Nu sunt de vină că eu bățește câte unul sau câte alea. N-am ce, nu pot să-i dau aerul, mă, nu pot să-i dau în casa, în casările mele, că eu duc mult la bătaie. Sunt eu de vină că n-am picat în 2-3 pumni? Îmi cer iertare. Mă face să mă simt într-o parte. Alexandru Preda, ai mai vine să mai ridici. Fiind gala cu public pe 24 septembrie, da. Cine vine să te susțină la gala? Cine vine? Păi cum cine vrea? Că ziceai că ai fani, că ai mii de... Dacă și ăsta mare fan, hai, vrei să dăm foaie? Ia o foaie și începe să scrii. Păi, dar nu păi mai să scrii pe toți, vrei să spun numele la toți. Cine vine? Poți spun prieteni. Prieteni de păi să spun prieteni, numai că mie prieteni, ce vrei să zic? Exact, vrei să zic exact nume? Eu foaie nu, scrie. Nu, vreau omul să știe, vine 1000, vine 100, vine 200, mas o menos. Adică, să știi mai bine, stai mătrămiști tu. Spaniolos. Nu-i problemă. La tine cine vine mare în picior? Ai avut susținători? Au întrebat că Dan Blondo a avut galerie mult mai mare decât tine. Nu, vă spun ce s-a întâmplat. Vă spun ce s-a întâmplat. Deci mi-a spus-o la Fileu, să moară copiii de aur, dacă nu mi-a spus-o la Fileu mie acum. Ce s-a întâmplat la mine? Că acum nu mai fac aceeași greșeală. Dan Blondu s-a văzut că are mai multă galerie pentru că i-a stat toți într-un loc. Ai mea stat 50 colo, 20 colo, 30 colo, 10 colo. Am fost peste tot. Vai, ce faci 10 de colo, 50 de colo, 30 de colo, nu. Știi? Acum o să fie 4-500 într-un loc. Și să vedeți cum s-aude pe 24 septembrie. Deci i-a stat toți într-un loc care a avut 30-40 de persoane, să zic. Ce mi-a fost? 10, 15, ăia acolo, ăia acolo. Eu i-am auzit mai mult pe... Da, într-adevăr, s-a auzit mai mult ei. Sunt în colțul nostru de unde am prezentat noi susținătorii lui Dan Blondu, care erau chiar în număr mare. Era măcar la omul e de apreciat că n-a dat din gură că vin 100 și să nu fi venit. Da. Dar au stat, într-adevăr, grupați exact în colțul ăla unde am... Dar i-am auzit. Dar am fost mai tare. Da, s-a auzit și pe înregistrări, că s-a auzit mai... A fost lider de galerie, era normal să... Nu, acum nu mai fac aceeași greșeală. Acum toți care și-au bilete, am vorbit cu ei. Să stea într-un loc. Într-un loc, da. Dar asta înseamnă să-și ia biletele odată ca să vină... Le-am zis, acum ne organizăm frumos. Cu autocare, cum trebuie. Și iar să autocar să nu vină de la bisul la cheie, să încep să plâng până să intru în... Că Dan Blondu ți-a pus aia cu mută autocarul, că că mută tu ești sensibil, să mai sensibil, să mai emotiv, ce vezi. La bisul la cheie, dar mai plângeai la... Da. Și a făcut ce e rușine să plângi? Mai plângi, mai te înveți, mie îmi place să plâng. Dar ce, domnule, eu am văzut ce mai puternic. Place să ce mai puternic. Nu, dar de exemplu, dacă vreau, uite, mi-aduc aminte că tatăl meu i-a arestat, îmi pun, beau ceva, îmi pun o melodie. I-a arestat, da. De ce? N-a fost cu minte, dați seama, nu băga nevinovat pe om. Ultrajul, alte dale de minus. Ai de la poliție, de înțeleg exact de ce, cum... Taci, bă, că vorbește cu mine. Urât întrebi așa. Nu, m-am liberat și la două luni l-a arestat pe el. Păi, chiar eu am spus la el. Viața da, nu să vorbesc asta de ce? Păi cum să nu, eu sunt transparent, sunt transparent. Asta e prima întrebare pe care o întreb un om. Și toată lumea mă întreabă pe live, de ce a arestat atât tot? Nu, nu, nu. Și dacă e de omor, de trafic, de ce e? E de ce? De ce ca vântin? Nu e pedeapsă, un an și 10 luni, face repede un an, că face cu 6 luni, care peste 60 ani. În februarie acasă. Tână, chiar ieri am fost la el cu pachet. Bă, Alexandru Preda. Că încerci pe pitbull, ce? Vrei să mai puțin să provoci? Când ai fost, când ai fost prezentat la conferința de presă, ai fost prezentat ca agent antidrog. Ca titulatură, ți s-a dat titulatura asta. Când ce mă bași, să moară copiii, da. Când s-a dat asta? Ești agent antidrog? Îl omor cu bătaia, e milițian! Prima fapta mea cu milițian a fost. Zidane Mocanu a prezentat evenimentul. Doamne, Dumnezeu. Titulatura asta ți-a dat totul, ai auzit? Nu, n-am auzit. Păi,
N-am auzit filmare, ia cum e filmare. Păi nu s-a închis, adică nu s-a auzit nimic, nu știam. Așa, și ce vrei să... Vorbim de afaceri, practic. Păi e o afacere pentru tine? Păi e o afacere, nu cu afacere. Când deschizi o asociație și te ocupi de ea personal, e o afacere. Tu ești președintele Asociației Antidrog România? Păi ce treabă are cu una cu alta? Nu poți să faci o asociație separat? Păi te-am întrebat, ai o asociație separată? Da, ți-am zis, da, acum păi să fie luptat asta fără arbitru, tătuțule, păi să fie milițian, tata. Titulatura asta ți-a fost dată și eu m-am întrebat, zic, bă, hai să văd, eu fac treaba ca om, ca prezentator, așa. Și te întreb anumite lucruri. Am o asociație de luptă antidrog. Te-a ajuns copiii să nu se mai drogheze, ce faci, zile și nu, să știu și eu dacă... campanii. Păi, nu păi urmărește pe aceea dacă se droghează și dă-mi primire. Ce e greu așa? Te urmărit, ai fumezi, tragi pe nas, deci, l-a văzut omul, s-a dus, vezi că eu cu tare pangă, ia. Așa cred eu, nu știu. Acum spui că l-am întrebat nu știu ce. Păi bune, te-am întrebat. Și ți-am răspuns atât. Deci omul lucrează la antidrog, să înțeleg. Te-am întrebat niște chestii normale și de puțin. De ce asta? Asta e sub acoperire la spital. Care vine mai așa, ba, ha, vezi, ia-l cu metru. De unde ai marfa? Mă, băi, frate, eu mă... Deci fiți atenți cu cine mă lupt. Cu cine te alegeți? Deci știi cum e? Mariane, foarte ajută cu cine să... Păi nu mai obosesc două săptămâni dacă mă bag unul de la un milițian. Băi, mă dă-ne capul. Băi, cum spuneți? Face gazel, mă dă-ne capul. Bine că nu mi-a spus înainte că nu accepta niciun mamă, băteam pe gratis cu el. Tu nu ai ascultat prezentarea. Poți să donezi bursa la ăștia mici. De seară? Ție să o donezi, nu-i problemă. La aia la antidrog, unde, care? La aia mici. Da, nu, îi donez la aia mare. Ia auziți, bă, cu ce vei deci, mă bat cu milițian, ce mami? Ce bă, cum s-a nimerit? Mâncați, bă, cum s-a te bați legal cu unul de la antidrog să moară copiii, da? Ori dacă mă așteptam vreodată în vivida, mă închid cu stângă să moară aproape nimeni. Păi vezi de ce au venit provocări din partea mea către tine? Deci fiți atenți, eu am fost prima fapta mea, am rupt mâna la un milițian în 2012, mi-am luat 3 ani. Păi și cred că te știi cu băiatul ăla, care treaba? Te-ai jurat, păi, te-ai făcut vreo, ai pierdut vreun pariu, ce se întâmplă, mâncați aici, talentul tău. Deci voi acum spune sau nici nu știi? Că păi eu aseară am auzit prima dată cum l-a prezentat Bogdan Mocanu. Dar nici eu, nu, chiar pe bune, acum nu face că trică. Deci eu vorbesc la modul mai serios. Nu, mașină. Nu, nu s-a vorbit. Bine, și că te știi cu omul. Bine, bine că nu m-am scăpat dracu la vreo vrăjeală, vreo cateringă, pe că în loc să mă lupt cu el ăsta aici, stai, mergea în vagoare. Legați-vă. Mâncavași, gura. Ai văzut BD, legați-vă. Băi, mâncavași, tale. Băi, fraților, băi, bă, fiți mă și voi atenți când faceți jocurile astea de culise. Acum vin și eu cu întrebarea către... Eu cred că tu mi-ai spus treaba asta și ei ca să mă răiești mai rău pe mine. Nu. Care este statutul asociației? Ce acțiune aveți pe asociații? Sunt, să spunem așa, private, secrete, cum să vă explic. Nu? Nu să dezbate aceste subiecte în public. Cred că, înțelegi, într-un public, cred că e meciul ăsta înainte de un public de bătaie. Secret ar trebui promovată. Dar nu trebuie asociația. Dar nu trebuie promovată. Eu am promovare destul la ea. Ar trebui promovată și să întreprindă o formă de campanie. V-am mai zis și cu ceasul, m-ați căutat atâta timp, nu m-ați găsit, eu după aia v-am arătat ce a fost. N-ați văzut niciun. Ce vreți să vă dau eu mură în gură la fiecare ce sunt, ce fac? A mers să închizi, bă, ce să mai... Eu așa o înțeleg. N-am auzit ce s-a întâmplat de mine. Am primit bani de la o mătușă. Am primit 2 milioane de euro de la mătușă, cu moștenire, dacă nu știați. A murit și mi-a lăsat mie. 2 milioane de euro plus 3 case. Păi cine a zis asta, Alex? Păi nu, așa știe toată lumea și așa e. Dacă o luam bani, dacă tot vă interesează de unde am eu bani. Păi am primit moștenie 2 milioane de euro și 3 case. Uite, ca să știți. L-ai băgat pe pizul în ceață, mâncați regulată, gata. Păi nu, ba da, s-a tot interesat pe aici, mi-a zis și Sandu, mi-a zis toți, tot va interesa pe fiecare ce-am făcut. Vă spun eu, de acolo, și din aia eu mi-am făcut o asociație, ca să știți. Dar pot cu eu să mă gândi, băi, te interesezi, că știi cum e. Hai să vorbim cu subiect. Păi de asta vorbim, de subiect. Eu mi-a zis și Sandu că la fel s-a auzit aici, domne, că tu vorbești în parabole, în parabole. Nu, mi-a zis și Sandu că aici, domne, acolo s-a așa s-a auzit că tu ai primit bani de la o mătușe și nu știu ce. Și zic, da, băi, într-adevăr, am primit de la o mătușe bani și am primit și 3 case. Mici! Și eu, din ăștia, am făcut ce am vrut eu. Și mi-am dorit atât de mult încât să fac o asociație de asta împotriva la aceștii drogandii, cum zice băiatul ăsta.
Păi așa înțeleg, nu? Bă, asta înțelegi? E un lucru bun pentru societate. Păi nu e lucru bun așa. Că dă lumea în primire. E prăduitor înseamnă. Pentru societate dacă... e un lucru bun, nu, adică trebuie să fie niște campanii. Nu trebuie să încurajezi. De... Păi tu te gândești acum că tragi tu, că te înveți un pic și tragi tu. Asta nu înseamnă că tragi. Zic așa, eu nu înțeleg ce... Copilul tău la 15 ani să-l vezi că trage. Tu ai dreptate, nu trebuie să... Păi umblă până centru vechi, plimbă-te pe acolo să vezi că 10 lei praful de alea care sunt... Mă duc să-i dau pe aia în primire că se droghează oamenii. Ce întreabă? Eu văd de oile mele, de facile mele. Păi cum să nu copii? Sunt copii, ăia care vând, așa vând la copii, nu vând la oameni. Ce vrei să fac? Să mă duc să-i bat, să-i bag în pușcărie? Ce să le fac? Păi eu, e plăcerea mea asta. Voi știți, mami, ești de jet pe jet bucureștean. Da. Am înțeles. Ideea de ce... Până la urmă, cum văd că face la copii, sunt pe ei. Lucrurile astea le mai aflăm și noi că e foarte bine să nu încurajăm violența pe stradă. Mai învârstă, să n-ai nimic să înțeleg. Și orice altă fel de genul ăsta să încurajăm tinerii. Mă băgați în... Doamne Dumnezeu, dacă nu... E un lucru bun. După acest meci, cu cine îți mai dorești să lupți? Păi eu mă bag cu oricine. Voi nu știți. Că la fratele vostru intră în ring, nu e problemă. Mie îmi place, vă spun sincer, nu că e în premier. Îmi place să mă bat, că încasez, că dau calea. Mă-mi place, mă... Vrei să luci pentru centură la categoria grea? Cu oricine nu e problemă, că centură, că nu e centură, Alexandru, nu e problemă. Alexandru, privai pe cineva în vizor? N-am în vizor, că nu sunt cu vizor. O să ai repoia, în centru vezi să-i bagi în pușcărie păi vizor. Dacă ai dacă pe cineva intra, cu care ți-ai dorit să lupți. Un traficant de droguri. Pe bune. Păi și da. La ce te referi? Un traficant de droguri să-l bagi în cușă cu mine, care a vândut la copii. Ce vreau, vrei să-l tâlcărești? Crezi că intră cu drogul? Îți dau câteva nume și dacă tu reușești să-l bagi la cușcă, îmi spune că ăla iese din cușcă în copul. Din păcate nu fac eu meciurile. Băi, nu încerc să-l dau acum pentru că nu stăm. O să dau un caiet cu câteva nume de-astea și dacă ăla apucat... Să acuzăm niște oameni fără probe nouă. Nu, dar nu-l acuzi, îi faci o ofertă dacă vrea să lupte. Îi face o ofertă de bani, că îi place să facă bani. Nu fac eu păi dacă e traficant, mami, de ce să-i dea bani? Mai bine să-i dea nasolie. Pentru galele marile și... Nu m-ai întrebat cu cine vreau eu, ți-am zis cu cine vreau. Ce, cu ăștia vreau eu. Okay, am înțeles. Dacă e cu te bați cu un traficant de vreo. O emisiune incendiară, doamnelor și domnilor, avem așa, ne apropiem către final. Marian Piciu, ce mesaj ai să-i adresezi lui Alex Suțu? Eu n-am știut că tu lucrezi la antidrog, Mițule. Ce să zic? Nu știu, nu că am ceva eu cu poliția, nu că am ceva cu antidrogul, că dacă stai să te gândești cum a zis el varianta lui, cea, așa, ca să nu vândă la copii, ca să nu alea, e ceva frumos, dar totuși e milițian. Am aflat și eu acum în seara asta. Nu e. Nu e. Nu. Alexandru Preda, ce ai să-i transmiți? Eu îi urez, cum i-am urat și vreau, eu urez baftă, să vină la meci. Și să ne disputăm în ring. Să vină la meci, ce înseamnă aseară? Înseamnă că Marian Piciu s-ar prezenta la meci? Păi, Doamne ferește, să întâmplă ceva cu el, să rupă un picior, un accident cu mașină, vreun ceva și nu mai ajunge. Deci nu-i dorești la meci. Nu-i dorești să vezi prezentul în cușcă. Nu nerăcit, neaia, să ajungă să ajungem în cușcă. Să nu mai vii pe perfuzii. Cum? Să nu mai vii cu perfuziile la tine. Am venit cum necum am venit. Ai văzut că ți-a zis nerăcit să vii. Și eu îi doresc la fel, să aibă foarte multă sănătate, să nu am piciorul să-mi lăl. Da, e, răcine, răcit, bine, venim și ne batem, ce să mai... Stăm la vrăjeală. Ne eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de noi în această seară, de colega mea, Lavinia Mihaela Târzeanu. Nu uitați, pe 24 septembrie la Sala Polivalentă din București. Vă așteptăm în număr cât mai mare. Vă achiziționați bilete pe rxf.ro, entertix.ro sau iabilet.ro. Ca să veniți fizic sau dacă nu, abonați-vă aici pe canalul de YouTube la pachetele Gold și lună de lună puteți urmări toate galele și toate surprizele pe care Universul RXF vi le pregătește. Mulțumim, Alex Preda. Mulțumim. Vă mulțumim. Așa cum am obișnuit.